firmele de organizare de evenimente care organizează acest mega spectacol de manipulare pentru infractorii din politică, pentru mafia coruptă, își testează echipamentele și cu ocazia asta aflăm în avantpremieră de fapt despre ce este vorba aici, oameni buni. Este vorba despre încă o mizerie, încă una în plus, pe lângă mizerile pe care le vedeți de foarte mult timp la televiziunea infractorului Dan Voiculescu, condamnat la 10 ani de pușcărie pentru prejudiciu de 60 de milioane de euro și la televiziunea inculpatului fugar Sebastian Ghiță. De fapt, oameni buni, aici va avea loc un meeting pentru susținerea penalilor. Un meeting al penalilor, al corupților din politică. Vedeți, și-au făcut și un logo cu statul paralel, este exact linia principală de manipulare de la cele două televiziuni, care sunt, de fapt, instrumentele de propagandă ale mafiei din politică. Ale mafiei, al cărei naș este acum infractorul șef al PSD, Liviu Dragnea. De fapt, asta se întâmplă aici, oameni buni, că tot v-ați întrebat de ce face Dragnea meeting-ul aici. Iată că aflăm acum din testarea acestui logo că Dragnea face acest meeting aici în continuarea sutelor și miilor de ore de emisiuni și de propagandă pentru mafie, pentru corupți, care au loc de foarte mult timp la televiziunea infractorului Dan Voiculescu și la televiziunea inculpatului fugar Sebastian Ghiță. De fapt, aici va fi încă o ediție, dacă vreți, sinteza zilei a lui Gâdea, care este sluga numărul 1 a mafiei din politică, slugoiul, omul de casă al infractorului șef al trustului, intact al trustului Antena. De fapt, ăsta este un meeting, oameni buni, împotriva independenței justiției, este un meeting pentru susținerea mafiei din politică, este un meeting pentru susținerea unei întregi categorii de persoane, de cetățeni, este vorba de foștii securiști, așa cum e Dan Voiculescu, știți că el, cunoașteți povestea lui Voiculescu, foști copii de milițieni, așa cum este Liviu Dragnea, oameni pe care n-am reușit să ilustrăm în decembrie 1989 și care au confiscat țara, au furat până au rupt. În momentul în care Direcția Națională Anticorupție a venit peste ei, au început să organizeze acest uriaș spectacol de manipulare și de minciună împotriva sistemului judiciar, împotriva independenței justiției. Este un meeting prin care Liviu Dragnea încearcă să șantajeze întreaga societate pe modelul meetingurilor făcute și de infractorul Voiculescu atunci când i se apropia sentința sau după ce a fost condamnat și autoritățile au încercat să pună în aplicare sentința. Deci despre asta este vorba, oameni buni. Deci este un mare meeting, un mare spectacol în aer liber, ala România TV, ala Antena 3, încă o mizerie de manipulare și nu întâmplător aici sunt televiziunile infractorului Dan Voiculescu, televiziunea inculpatului fugar Sebastian Ghiță. Ați văzut în live-ul meu de pe Facebook, l-am prins pe Gelovișan, una dintre vuvuzelele mafiei din politică. Asta se întâmplă aici. Bun, noi am venit și noi cu mesajul nostru, vrem să le dăm și noi mesajul nostru și să auziți niște puncte de vedere ale unor oameni care trăiesc în țări occidentale, în Italia, în Spania și au venit din diaspora de la mii de kilometri până aici, la București, ca să-i spună infractorului șef Liviu Dragnea că noi acceptăm minciuna și manipularea. Acolo unde este de asemenea un nucleu rezistent extrem de puternic. Ghiță, te așteaptă justiția. Jandari care vor fi prezenți în piața Victoriei, asta pentru a stopa eventualele incidente violente. Sperăm, evident, să nu se întâmple acest lucru. Am văzut că deja și ambasada SUA a dat o alertă cu privire la posibile manifestații violente aici în piața Victoriei.
Avem oameni buni aici, doi reprezentanți ai diasporei, reprezentanții comunităților de români sau țărilor unde există cele mai mari comunități de români. Vedeți aici Resist Bilbao, Spania și Resist Milano, Italia. Am vrut să fac aceste interviuri, această înregistrare și ca să avem pe YouTube, pentru cei care mă urmăriți pe YouTube într-un format HD, să vedeți ce spun acești oameni care au venit aici pentru a-i arăta infractorului șef al PSD că nu acceptă manipularea lui. Au venit de la mii de kilometri, de la 3000 de kilometri, oameni buni. Este incredibil, 3500 de kilometri Bilbao, 2000 de kilometri Milano, au venit până aici ca să transmită mesajele noastre. Și acum am să le dau lor cuvântul, salut, bună! Bună ziua! Ce mesaj îi transmite comunitatea de români din Spania infractorului Dragnea și tuturor corupților din politică? Păi ce se transmită? Că avem deja 28 de ani de la Revoluție, de când țara noastră, cred că trebuia să avem autostrăzi, trebuia să avem un sistem de sănătate mult mai bun, un învățământ mult mai bun pentru tineri, pentru generațiile viitoare care vor fi, pentru copiii noștri care vor. Și de fapt nu avem nimic. Deci nu vedem nimic. Și milioane de oameni stau în pribegie, da, în Spania, cum sunteți dumneavoastră, fugiți de ciuma roșie. Da, și știți că Spania... Deci... Și acum ciuma roșie face spectacole împotriva justiției, când a început să ia justiția. Cum vi se pare treaba asta? Ceea ce se vede aici în Piața Victoriei contra manifestanților se vede foarte urât. Deci se vede clar că sunt abuzuri. Pentru că într-o țară democratică avem dreptul de a spune nu când dorim noi. Absolut politicieni, faptelor de corupție. Deci, oricând, deci noi, dacă nu suntem de acord cu ce fac ei, noi avem dreptul să spunem nu în stradă, oricând, la orice oră. Un infractor poate să modifice legile justiției ca să scape de pușcărie? Nicăieri în lume. Cu tot cu spectacole, cu tot cu televiziuni, cu oameni aduși cu japca, nu poate să facă asta. În nicio țară nu se poate așa ceva. Deci, persoană, deci un politician condamnat penal cu sentință nu poate face niciun fel de lege nicăieri. Da, nu are loc, nu are loc în societate, nici în politică. Deci în politică și în funcții publice alese nu are loc. Da, mulțumesc frumos. Resist Bilbao, au fost recent în Spania niște pedepse pentru corupție, în niște dosare. Da. Care au fost la zeci de ani de pușcărie, adică nu se compară cu ce pățesc corupții noștri. Da, da, da. Deci acum Rahoi a fost, guvernul a aplicat într-o moțiune de cenzură. Deci s-a părut, deci a fost ceva foarte, foarte simplu, de bun simț, de elegant, fără aceste războaie pe aici care le vedem noi, în care trebuie să stea ocupată populația 24 de ore de veche la capătul țării. Să vedem ce ordonanțe mai apar sau ce... Deci așa ceva nu se poate, este inadmisibil, deci a picat guvernul apoi pentru motivul de cenzură într-o zi. Da, și aici uitați ce fac. Corupții sunt luați de justiție și fac emisiuni, fac meeting-uri, fac mari manipulări, și că cu statul paralel, auzi, abuzuri în justiție. Dar cum vă explicați că ăștia care se plâng de abuzuri sunt numai șmecheri cu averi inexplicabile? Nu se plânge unul sărac de abuzuri? Păi tot timpul ei le este frică de pușcărie, în primul rând, și în al doilea rând le frică că rămân fără averi. Că ei, majoritatea, sunt de acord să facă pușcărie, dar să nu se li se ia averile. Deci aici este clar și este înțeles că tot timpul le-a fost frică de pușcărie și de că vor rămâne săraci și vor ajunge la sapa de lemn. Cum vede un om care a trăit în Spania mulți ani faptul că un infractor conduce parlamentul, face spectacole de vedetă pop prin oraș ca să poată să distrugă independența justiției? Cum vi se pare treaba asta? Deci chestia asta este că pentru că de aici se dovedește că conduce totul și de aici manipulează totul și totul este sub controlul lor. Atât am avut de spus. Da. Am și eu, vreau să mai am și o întrebare să adresez tuturor
politicienilor care se văd în presă cu investigații, cu averi colosale. Deci e în perioada 89 când a fost revoluție, când era Ceaușescu, eram o copilă. Dar știu că Ceaușescu ne-a lăsat ca și pe toți egali în bunuri imobile și publice, pentru că nimeni pe vremea lui Ceaușescu nu avea mai mult de un apartament și o dacie. Deci cum ați reușit să faceți aceste averi colosale? Că ne dorim și noi, pentru că noi suntem oameni de rând, muncim și nu reușim. Iată că justiția a aflat, îi bagă la pușcărie și ei acum fac mineriade împotriva justiției. Politicieni care dețin imperii și averi de nu ne putem gândi câte dețin, cum am reușit să-și facă aceste imperii? Pentru că noi suntem oameni normali de rând, muncim și nu am reușit să ne luăm o casă. Da. Mulțumesc foarte mult, Rezist Milano, salutare Ștefan. Cum ți se pare ce se întâmplă? Cum vede un român care trăiește în Italia? Infractorul ăsta a confiscat parlamentul, a confiscat guvernul, a confiscat curtea constituțională, acum a confiscat și Piața Victoriei și face spectacole de-astea de manipulare, emisiunea la România TV și Antena 3 cu satul paralel și alte bazaconi. Cum ți se pare situația asta? De fapt, el are impresia că toată România îi aparține, România lui privată, și poate să facă absolut tot ce vrea în această țară, când vrea și ce vrea. De afară cum să se vadă decât ca o dictatură, pentru că altfel n-ai cum să vezi lucrurile care se întâmplă. Uitați-vă în jur ce se întâmplă, uitați-vă la ce se afișează, jos statul paralel. Minciunile de la România TV și exact, Antena 3. România TV, Antena 3, așa ceva este inadmisibil, adică pur și simplu eu, părerea mea este și ceea ce sfătuiesc toți românii din această țară care își iubesc cu adevărat România și se gândesc la viitorul copiilor și nepoților lor și vor să aibă un viitor curat, un viitor plin de penali, iar copiilor să fie slugile copiilor penalilor care conduc astăzi țara, să fie toți uniți și să fim toți aici în Piața Victoriei, pentru că așa este normal, pentru că asta nu se numește democrație. Noi am plecat din România datorită lor, am plecat datorită a ceea ce se întâmplă și la faptul cum ești tratat în această țară. Noi ne-am dorit ca să se schimbe și mâine și să fie o democrație exact cum este în diaspora. În acel moment noi ne vom întoarce în țară, dar asta nu înseamnă că nu vom fi alături de toți cei care luptă pentru o democrație și pentru libertate și pentru un viitor al copiilor și nepoților. Vom fi mereu alături. Crezi că Dragnea păcălește pe cineva cu spectacolul ăsta penibil, cu da, sinteza asta zilei făcută în aer liber? Da, Dragnea păcălește pe cei care se uită la Antena 3, România TV, pe cei care sunt acum aici, după cum vedeți, sunt atâtea autobuze, toate străzile astea sunt pline, dar îi păcălește pe cei care vin aici, dar știți ceva? Întotdeauna mi-am pus întrebarea, cum naiba se face că exact cei care susțin pe Dragnea, Antena 3 și toate astea, sunt cei mai săraci, adică o duc foarte greu. Da, telespectatorilor, că Antena 3 nu e săracă, Voiculescu nu-i sărac, Gâdea nu-i sărac, adică iau 10.000 de euro de la patron penal. Tu ca un om normal care muncești pe un salariu minim pe economie de 1160 de lei, să susții niște interlopi și niște baron local și hoscă, realitatea este că în momentul de față România este condusă de niște interlopi, de baron locali, de hoți, de penali și de tot felul de oameni. Nu asta da. Este România în care ne dorim să trăim în viitor. Îți mulțumesc frumos, Ștefan, salut, Roxana. Rezist Milano, semnalul este foarte clar, fără penali în funcții publice. Ai văzut ce spectacol pregătește individul? Practic, e un fel de emisiune, România TV, Antena 3, făcută în Piața Victoriei, în aer liber. Cum ți se pare treaba asta? Păi, eu zic că oamenii care vin aici sunt iubitorii de folclor. Da. Și pentru că sunt iubitori de folclor, le-a amenajat ceva în spiritul lor. Iubitorii folclorului penalilor. Să nu jignim cântăreții de muzică populară, care reprezintă tradițiile țării. Folclorului penalilor, da. Metaforic, da. Folclorul penalilor, da. Foarte bună, excelentă. Probabil că unii dintre ei au venit aici mai puțin convinși, dar au și ei pe undeva ceva foloase, interese, ceva de susținut în spatele 40 de lei de om. Democrației. Da. Așa. Pentru ăștia 40 de lei, eu cred că n-ar fi meritat nimeni să fie ținut în soare și pe aici prin stradă. Mai ales să sprijine ce? Să sprijine un om care așteaptă cu mare îngrijorare ce sentință o să ia și care oricum facă. E infractor.
după definitiv, ce va lua sentința, eu sper că el nu visează vreodată să ajungă președinte, că ar fi genunchierea României, nu știu, ar fi ceva grotesc. Eu nu văd o Românie cu un penal în funcția de președinte. Poate să fie președintele de orice culoare politică, dar nu penal. E cel mai urât lucru și noi vrem să mergem înainte în societățile democratice, în țările democratice. Suntem în Europa, suntem în NATO, suntem în niște structuri de bază ale lumii și să ne împiedicăm de un penal mi se pare destul de hilar. Da, un penal care însă, iată, organizează spectacole de vedetă pop și aduce mii de oameni ca să asiste la un fel de sinteza zilei, un fel de România TV, aceleași minciuni, aceleași manipulări ordinare, vedeți, oameni buni. Și au făcut și o siglă, cică, cu stop statul paralel. Care stat paralel? Nimeni nu știe, că ei controlează tot. Parlamentul, guvernul, Curtea Constituțională. Cine e statul paralel? Nimeni nu știe. Haideți să vă mai arăt ceva. Vreau să vă mai arăt pe cineva, dragii mei, doamna care este lângă mine. Sărut mâna, de unde sunteți? Bună, Mălin, sunt de la Oradea, mă numesc Maria Cidi. Am venit special pentru a susține protestul Rezist. Sunt la toate marile manifestări în Oradea, am considerat că acest moment este foarte important și trebuie să particip la el. Dar man din celălalt capăt al țării, Oradea, da. E câți kilometri ați făcut? 800? Am numărat, am venit cu trenul, am dormit. Câte ore ați făcut în tren? Păi am pornit la 7 seara și am ajuns la 9 fănuțări. Deci toată noaptea această doamnă minunată a călătorit din Oradea până aici, fără să o cheme nimeni de la partid, fără să-i dea 40 de lei vreun șmecher, vreun corup, pur și simplu din conștiință. Gândiți-vă, cei care sunteți în București. Am venit pentru că simt că e momentul să ne mobilizăm și cei tineri și cei de vârsta mea. Eu mă mobilizez și pentru băiatul meu care stă în cumpănă să se întoarcă sau nu în România. România asta e prea frumoasă ca să plece toți oamenii frumoși din ea. Da, dar uitați că hoții ne alungă, hoții ne dau afară din propria noastră țară și uitați cu ce metode, cu spectacole. Trebuie să nu ne lăsăm, pentru că foarte bine a spus Codin Ștefănescu, fac ce fac pentru că pot. Și da, pentru că li se permite. Deci eu zic că societatea civilă trebuie să se adune odată și să facă front comun, pentru că de la politicieni degeaba așteptăm. Iar un lider providențial nu va apărea peste noapte. Deci trebuie ca această societate care e nemulțumită de felul în care suntem tratați și de felul în care este condusă țara, să facă front comun, să lasă orgoliile, să se structureze și să formeze niște structuri puternice care în viitor să poată să construiască în țara asta. Da, vă mulțumesc foarte frumos. Așadar, dragii mei, vedeți, deja este foarte cald aici, este amiază. Suntem în locul, în fața scenei de pe care va vorbi infractorul șef al PSD, Liviu Dragnea. Știm ce va face el aici, vedeți, au făcut un fel de siglă cu statul paralel, că tot se întreba lumea ce vrea să facă infractorul șef al PSD. Va face un spectacol în aer liber, un fel de emisiune, sinteza zilei, mocir la media, ideea cam asta este. Deci, practic, ce au făcut infractorii la mocir la media luni și luni de zile, vor face acum în aer liber. Foarte important, în timp ce poporul PSD a dus cu japca din țară, va sta aici și va face izolație, șmecherii din PSD, infractorul șef Liviu Dragnea, piarița generală Gabriela Vrânceanu, Firea Pandele, deci în timp ce oamenii se vor aduna aici în soare ca să facă izolație, șmecherii din PSD vor sta în acest cor de protocol. Că nu vă imaginați că stă șmecherimea cu poporul, nu! Pentru ei, oamenii care sunt în fața lor și cărora le vând acest folclor al penalilor, sunt niște sclavi care n-au decât să stea în soare. Ei, șmecherii, vor sta aici, în acest cor de protocol, unde vor avea aer condiționat, vor avea bufet suedez, mâncăruri fine, băuturi fine, niciun caz. Vreunul dintre ei nu va avea vreun disconfort termic sau se va plânge că este foame sau că este sete. În acest timp, fiind dislocate aici și servicii de urgență. Deja în momentul de față sunt două ambulanțe, am văzut aici. Gândiți-vă, aceste ambulanțe lipsesc în momentul de față din sistemul de urgență. Este posibil ca cineva chiar să aibă nevoie de o ambulanță și să nu vină ambulanța pentru că Liviu Dragnea, abuziv, a convocat serviciile publice aici, toate serviciile publice de urgență. De ce? Pentru că secretara lui, Carmen Dan,
analfabeta Carmen Dan, care își pune singură microfoane în priză și după aia uită de ele, se plânge la parchet, e ministru de interne și abuziv comandă ce vrea ea. Și toate instituțiile statului sunt la dispoziția unui infractor, practic, despre asta este vorba, un infractor care își face un show, show pe care l-ați văzut, îl vedeți de ani de zile la televiziunile cu patron penali. Îl vedeți toată ziua la televiziunea inculpatului fugar Sebastian Ghiță, îl vedeți la televiziunea infractorului Dan Voiculescu, îl vedeți la emisiunile realizatorilor de pe B1 TV care sunt slugile Elenei Udrea, îl vedeți la slugile penalilor din politică. Salutare, mersi! Despre asta este vorba aici, oameni buni, asta se va întâmpla aici, în Piața Victoriei, nu știm pe banii cui. Dragnea spunea că nu are bani, dacă vă aduceți aminte, în februarie, când DNA-ul a vrut să-i pună la dispoziție dosarul Belina și a spus cât îl costă copiile Xerox, a spus că nu are bani. Și eu mă întreb cum un politician care n-a avut bani de copii Xerox are bani de firmă de organizare de evenimente, are bani să dea 40 de lei de persoană să aducă între 50.000 și 100.000 de oameni din toată țara, are bani să le cumpere apa acestor oameni, dacă le va cumpăra, dacă nu-i va lăsa cumva să moară de sete pe aici, are bani să facă tot acest dezmăț, tot acest spectacol, el se crede Rihanna, deci va fi un fel de concert al penalilor, concert pop al penalilor, de unde are banii ăștia, oameni buni? Cine plătește pentru această uriașă emisiune, Sinteza Zilei sau România TV, făcută în fața guvernului în Piața Victoriei? Un meeting cică împotriva abuzurilor, realizat prin abuzuri, împotriva oamenilor care sunt aduși aici, a firmelor de transport, realizat prin furt, că el a furat locul protestului nostru, ne-a furat ideea, ne-a furat ora, ne-a furat tot, da? Un meeting împotriva abuzurilor, realizat cu foarte mulți bani. Puneți-vă întrebarea de unde plătește, vă mai arăt câteva imagini să vedeți ce organizare de scenă este aici și vă mai arăt și în format HD cortul de protocol în care vor sta șmecherii din PSD bine mersi la răcorică și cu mâncărică și cu băuturică, în timp ce fraierii vor fi aici în stradă să-i susțină pe niște penali. Și ce este paradoxal, dacă vreți, cred că dacă am aduna, sigur, n-avem cum să facem treaba asta, dacă noi în seara asta am aduna salariile, veniturile și averile tuturor celor care vor fi aici în piață, dacă le-am adunat pe toate și am face suma totală, cred că n-ar face numai cât averea lui Liviu Dragnea. Și totuși oamenii ăștia săraci, amărâți, adus cu autocarele, vor veni să-l susțină pe călăul destinelor lor. Asta este un paradox românesc, este ceva specific românesc. Cei care urmăriți ideile noastre știți la ce mă refer. Dincolo de asta este de discutat și paguba adusă bugetului de stat prin dislocarea unor servicii publice foarte importante de urgență, de pază și ordine. Sunt o grămadă de cheltuieli făcute în numele statului, în numele Ministerului de Interne, pentru un infractor, pentru spectacolul personal al unor infractori, oameni buni. Este extrem, extrem de grav. Într-o țară civilizată erau deja ridicați pentru asta și era deja începută urmărirea penală. Haideți să mai vedeți câteva imagini de aici.
Da, se va mai întâmpla ceva, oameni buni, în această seară, dacă informațiile sunt corecte de la televiziunile infractorului Voiculescu și culpatului fugar Sebastian Ghiță. Imaginea Simonei Halep, campioana noastră, va fi asociată cu mizeria asta. PSD-ul vrea să transmită pe aceste ecrane finala, deci au confiscat imaginea Simonei Halep, au anunțat la televiziunea infractorului Voiculescu că vor să transmită imagini cu Simona Halep ca să asocieze mizeria asta cu imaginea Simonei Halep. Este ceva extrem de grav, oameni buni, să folosești un campion, să folosești un om care nu ar trebui să fie folosit în astfel de campanii de manipulare și să-i asociezi imaginea cu așa ceva. Asta vor să facă, asta spune cât de lipsiți de scrupule și cât de ticălos sunt cei din PSD, mafioții. Și vreau să vă mai arăt ceva în final, să vedeți că și jandarmeria va fi pregătită, dar nouă nu ne este frică, oameni buni.